Salut la toată lumea, sunt eu din Obolic. Vreau să începem ceva nou pe acest canal. Am ales să vă prezint Football Manager 2019. M-am chinuit puțin să încarc aproximativ toate campionatele posibile, toți jucătorii posibili. Să vedem ce iese, sper să nu avem erori sau ceva de genul. Eu sunt, nu știu dacă știți, fan Dinamo, am ales să joc cu Dinamo, acesta ci ca și fiu eu. N-am vrut să pun o poză încă cu mine, nu seamănă deloc, dar asta este. L-am înlocuit pe Mircea Rednic, îmi pare rău de el, asta este, mergem înainte. Deci m-au primit la club un contract de 58.000 de euro pe an. Bla bla bla. Nu-mi place de Gabi Rădăcea să-l țin pentru. În fine, hai să vedem ce zice. Da. Mai și vă salut. Bineînțeles că știu. Ok. Nu-mi place de Cornel Dobrea, nici să mă bați. Păi da, ok, deoarece îmi spun că mă vor ajuta, oricum eu o să le bifez manual. O să vă arăt imediat exit. Nu știu, hai să dăm la... Găsim un club dacă vor să ne ajute. Ok, mamă, aici trebuie să dau toate drăciile astea. Să vedem ce facem cu tacticile. E puțin de modificat pe aici. Da. Nu am ales formația în care vom juca. Nu știu ce jucători voi avea. Hai fi. Când am chef de voi, oricum o să aleg o formație prestabilită. Trebuie să termin cu bălările astea. Încă o dată mai vrea? Cred că da. Trebuie să cam de ele. Ok. Transferuri. Mamă, cât jucători am împrumutat. Da, ne-am împrumutat eu. Arrange friendly. Dar nu vreau să la... Mai, ce mă enervează. Ce mă enervează. Ok, asta prea puțin mă interesează. O să vă dau eu pe manual imediat. Deci acum prea mult. E plictisitor. Eu nu stau chiar așa în detalii. Fac experimente pe aici. Sper să nu vă plictisesc. Am jucat în ultimul timp cam toate versiunile de-a lungul anilor. În ultimul timp de-a lungul anilor. Ok, hai să vedeți ne ce staff avem. Stau mă plictisește. Ok, aici vreau să vedem. Fine player, sus mă ocup eu. Ce pe cine? Da, mă. Bă, ce zic, nu mă las încă. Ce nu mă lasă. Gata, hai să vedem staff. Responsabilități. Eu angajez directorul. Ok. Eu angajez, eu, bineînțeles. Finds and makeover. Nu eu fac. Pentru cei de la tineri poate să facă cel responsabil cu tineri. Eu extind contractele, eu, tot eu. Decide which first team players contract, eu, de nu, mă, eu decid. Băi, nu decizi tu. Tot eu decid.
Eu decidem. Asta ce am făcut? Eu decid. Scouting. Ma normal trebuie să se ocupesc celălalt scouting. Ok. No, assistant managerul se va ocupa, tot assistant managerul, că nu știu, eu să-i pregătesc. Assistant managerul. Ok. Hai să vedem ce lot avem. Parcă n-aș ști. Finish. De un quick pick, așa de curiozitate. Tactics. Mie îmi place să joc 4-4-2. Am o tactică pe aici. Care o foloseam eu. Scoate quick pick. Este asta? Asta este. Ok. Nu prea sunt ei foarte fericiți, jucătorii mei. Da. Ah, ia să vedem că am uitat. L-am adus pe Sean McDermott. Aha, și-a făcut ultimele transferuri. Ricardo Grigo, ca cica nu-mi place de el, Admane, bla bla bla, avem aici o grămadă. Ia să vedem cum stăm cu bănuții. Unde dracu e finanțele aici? Transfer, budget 0. Salarii 3 milioane, scatim budget. Putem să ajustăm ceva? Da. Avem doar 500 de mii, ar trebui să mai vând ceva. Nu m-am uitat la staff, ce staff am eu asta, să vedem. Nu știu, overview, all. Da. Ia să vedem. Ah, l-am băgat pe Cornel din nou. Bun. Nu mă deranjează. Dar vreau alt asistent manager. Da, Stavros Matucin. Nu. Care era omul pentru asistent manager, atributele? Erau așa. Or assistant manager. Man management. Păi, trebuie man management. Assistant. Pe mine mă interesează. La un assistant manager. Tactica. Motivare. Mental. Presenting. Domnule, ce mare în plus. Alea, bifat automat. Asta nu trebuie. Motivare, manager, nu. Tactică, nu. Cam asta, hai să vedem ce găsim, dacă găsim ceva. Nimic. Și acum trebuie să tăiem mental. Nu știu ce l-am pus eu. Nu prea vine nimeni. Pavel Tobias. Nu vine asta. Trebuie să-i dăm bani mulți, nu vine. Oricum, mai bun decât Cornel Dobre. Hai să vedem. Giovanni Loseto. Asta ar fi bun. Piero Bam. Dar trebuie să mă uit la coaching. Nu e bun. Mile Jovin. Nu știu cine ești. Julio Santa Maria. N-am bani pentru tine. Loseto. Coaching assistant manager. Trebuie să umblăm pe la finanțe. Unde sunteți finanțele mele? Să vedem acum. Din contră n-a scăzut. N-am bani pentru asta. Nașpa. Sau nu poate să stăm cu Cornel Dobre.
Așa, curci. Cine îi dau, doamne? Hai să până și noi atunci la The Witch. Witch, 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 unde stăm? World Reputation, General, păi și n-are și el Witch, nicăieri, mă. Ah, știu. Păi și atunci, cum știu că bine la mine, pot să-l iau. E pe unul pe bani pe aici. Dragomir Grigorov, ia, bulgar. Uite că îl putem să luăm pe ăsta. Eu vin pe ăsta și pe ăsta. Aici pe aici nu. Iosef Suran. Slovac. Mihai Stoichiță. Ia uite, l-am putea să luăm pe Stoichiță. Și eu vreau să văd și eu aici ceva. Custom View. Nationality. Nationality. Nu, nationality. Nationality. Unde ești, mă? Ah, era aici. Păi și atunci, facem așa. Alex. Nu, era bun ăsta. Apoi nu a venit. Nu o să-l luăm pe Bulgaroi, cred. Pe Grigorov. Working 14, azi se adaptează și are și tactical knowledge, ștechiță. Nu, luăm pe ștechiță. Approach to sign, dacă vrea să vină. 19.000, 2 ani, early rise, da, dacă vrea. 34.000. Nu pot mai să-ți dau atâția bani, că nu am de unde. Să umblu înapoi aici, la finanță. Ia să vedem ce am luat așa pe stăchiță, ok. Nu mai am nimic acum, să ne uităm la jucători, că vreau să și jucăm câteva meciuri. Dinamo 2. Avem pe aici ceva bun. Marco Ekman. Nu știu mă, de ce nu le place lor de el. Multă senior squad. Mitran, nu știu cine este. Denis Jafer. Multă senior squad. Da, foarte puțin jucători și la under 19. Alberto Diniță. Nu prea sunt ceva. De ok. Mie nu-mi place de Daniel Popa deloc, dar e cam ieftin acum. Pesici, mai ne umbră Longer. Accente, clar. Accente trebuie vândut, nu suport. Îmi pare rău de el. Ofertul. Clubs. Are 200 de mii, mai dacă îmi dai 150, 60, 70 de mii, bun, sunt mulțumit. Zenche, ia să vedem pe Zenche, mamă, ce praf e. Mamă, tu India, să cred că e bun. Gomelt, mai, nu-l suportă unii, dar mie nu-mi place, nu e rău. Cacicas, nu-mi place de el. Dacă dai 300, hai să vedem. Și eu, înainte de a face lucrurile acestea, caut niște jucători. Ia să vedem. Scouting. A, nu așa, mă. Trebuie să găsit unul. Ce asta? Mai jucă defensiv, da. Am eu bani ăștia să dau pe el mai. Agnolici, da, ce se fac?
Divine by Do. Ideea e că ar fi tânăr. Hai să dăm un scout report. Acknowledge. No, discard. Discard. Those is done. Cam mic pe crossing, nu. Discard. Ok, acum să dăm noi scouting players. Și vom da așa. Condiție. Contract status. Încep și eu ca rednic. Și o să mai dau o condiție. International caps. Poate luăm și vreun internațional. John Mensah. Îl știu pe John Mensah. Era un jucător foarte bun. Nu știu dacă mai jucat pe undeva. 2013, 2014, 2016 și n-a mai jucat. Chiamam un probă o săptămână. Janos Baloh. Știu, este un portar ungur. Nu. Hai să fac altă șmecherie. Staff. Doamne, staff position. Și vă dau un... Mie nu-mi place de McDermott, dar asta e. S-a luat Bozovici, Carlos Fernandez, mamă, trește ăsta, mă, cu Birkici. Uite, ăsta a fost portarul lui PAOK. Nu-mi place, mă, las un pumn să-i dau eu manual, mai. Fresh cu toate rahaturile astea. Am zis și eu vreau să mă ocup, lasă-mă. Asta ar fi un bun. Oferă trial, poate nu mai ieftin, facem și bănuți. Carlos Fernandez. Până arată rău, rău. Kosinski. Ioan Hartog, ăsta era un... Din Martinica. Nici ăsta nu arată rău. Înălțime, nu, nu, bun. Kevin Holland, Pata de Martinica, nu iau africani. Nu că aș avea ceva cu el, dar aș vrea să iau totuși europeni. Dar nici sârbă nu mă ajută, pentru că asta, numai aici a fost. Adică în Rusia. Ok, un keeper, nu. Fundaș dreapta. 37 de ani, mamă, ce pe trebuie să-ți. Moldoveni, Contech, mamă, și cât a jucat. Italia, mult. Marco Caneira, mai joacă mult la 39 de ani, mamă, ce pe cine să iau, mă? Doi modani. Telfari praf. Anije. Pe unde ai jucat? Ai jucat la tine în Egipt? No. Și adică el fituri. Ce fost mă la Manchester United? Da. Niște, bravo. Paul Lazar. 30 de ani. No. Sonia Alcenat. Nu știi din liga întâi. Da, venci, haide. Pe stânga. Ia să vedem. Nu cred că găsesc eu vreo... Sârna Stanici ăla mea. Stanici care a jucat pe la Poli Timișoara. La bună. Cred că este o pierdere de timp.
Silvilia. Mamă, ce praf e acum. Trebuie să pui aici. De unde să iei un jucător bun mai? Nu înțeleg și pe Rednic. Ilița Buliat. Păi, să scapă la standard sau la standard. Nu, ăsta ar merge. Mamă, ce ar merge ăsta? Poate-l păcălim. Buniat ăsta. S30, mamă mea. Ce am putea să luăm de aici când aveam? Ia Simonec. Stai că în Germania. Am mai jucat apoi. Și riscant. Tackling are 14, marking-ul bun, heading-ul nu are bun și totuși era un jucător înalt. Eu încerc acum să iau niște jucători să mișcăm ceva sezonul acesta. Păi mai vedem noi. Și un Giuliano acesta e interesant. Care e interesant? Kepler. Vedem întâi le oferim. Întâi semnina. Mamă, și este interesant. Poate să în stânga. Dar asta n-am prea jucat mai. În Europa. Mamă, știi scump eu. Luăm în probe, dacă vor să vină la probe, vedem. Liati, Fanel. No, asta nu cred că a jucat. Nu e african. Pavel Vidanov. Asta mai vreau din amândată să-l ia. Am scăpat rapid. Jucare Denis Liescu, nu are. Deci doar o doar. Nu. Pălde, nu cred că e nimic. Hai să vedem după aia defensiv, dar deși avem. Trofin, ce să mai fost cu trofin? Unde-i gungunui? Lasă-l acolo. Hamital din top. Unde mai jucat? Darmstadt. Nu pare rău să luăm așa ceva. Of. Asta am văzut. Să nu fie polivalent. Gusare. Uite, un jucător frumos. Educație defensivă, are tackling, marking, heading. Scump, scump băiatul. Ivan Cesar, Rodney Strasser. Mamă, ce jucător a fost ăsta. La Milan. Era un talent și a murit talent. Eu nu ne parcă îl lăsese din nou. Metan, nu-mi place cum joc. Deci n-avem ce mai lua la jumătate. Mai joc aici dreapta. Nicolae Iosan, nu știu cine ești, Iosif Benayoun. Mamă, trăiește. Tu l-a zis. Tura, praf. Celebian Tubai, praf. Tupal, nu mai văd. Bruno Gomes. Numele frumos, dar nu e cine credeam eu. Pe stânga, Mladen Vartuloviç. Slepăruș. Pe unde-i jucat?
Da, treaba aici. E un salariu mare, mare. Locaș central aici, avem nevoie de ceva bun. Trebuie să mai trăiește, mai. Seau nici epave. Ăla cum vezi? Și în China, dar 33 de ani, mai. Totuși. Ia vedem, Maman Traore. Ia să vedem ce vrea. Mamă, dar cum, băi, cum să-i dau atâția bani, măi? Fratele meu, nu, cum o să vă dau? Asta a jucat pe la... Usare, n-am mai văzut, Lucman Haruna. S-a jucat pe la Dinamo Kiev, pe la AS Monaco. Asta ar fi bun. Nu neapărat. Nu vine la mine. Eu l-aș lua. Mare sechire. Strasă l-am văzut. Polonezul ăsta. Praf. Zahirovi l-am mai văzut mai devreme. Slovacul ăsta e praf. Și ultimul albanezul. Albanezul pe unde jucăm. A vis la Cracovia. Spania, dacă vin și cu... Vedem apoi, dacă vine vreunul. Ia la jocul ăștia așa... Mijlocaș, ofensiv... Nico Krajnškar. N-am bani, mă, de tine. Treci, lângă mii, bani de lici. Nu e cine ești. Voia mea... Idrisa Traore, nu. Lasi Nadiara. Nu e cine cred. Din nu prea rup. Gura târgului că n-am cu cine. Hai să vedem atacant. Robert Vitek. Dacă nu era 100 de ani, era bun. Mature. Man. Ia să vedem. Bă, ăsta ar veni. Dar nu-i dau eu atâția bani. Când am înnebunit Antonov. Casano. Asta nu mă cred că se împiedică în minge. Purovici. Locul ăsta. Auziți, domnule, uite, asta e interesant. Care zero? Bogunovic, ce să le deși pe Bogunovic, Bogunovic e mai prost. Gibril Sise, 36 de ani, pe unde mai jucam? Păi da, a jucat la Everton și a dat o grămadă de goluri. Cred că nu mai dau ambiție să-l iau pe ăsta așa, la frigiala. Fiind bogasă, mamă. Asta am pierdut apare vreodată ca la niște goluri. Da. Întorc meci. Ia mai bacaran. Cine e? Ce-am pălâncea? Nu. Ești atraure? Nu. Cine stă, mă, cu 17 ani? Nu, bombă. Libor Kozak. Ăsta. Interesant. Uite, mă. Cât interesant.
Vedem. S-a închis. Ce fi cu el? Nu a jucat ăsta, mă. Polias, niciun caz nu. Nasimov. Ivan Zambian. Niciun caz. Honduras, nu. Mai asta. Nici pe acolo. Hai să ne uităm o dată la echipa. Dă-și dreapta de nici stânga e nasăra aici. Haideți, mare lucru. Ce văzut la ăsta, mă, că n-am văzut nimic la ele. Montini, Zenche. Da, Montini era vorba, da. Mă, ce mă. N-avem ce să vindem. Să luăm o nouă vânt. Hai și mergem înainte. Ibrahima Ture, o vorbire. Eu stau în vârful. Păi stă la aici lua, mă, dar nu poate bani, mă, mă, omule, mă, nu lua atâția, mă. Hai, 60 pe 2 ani. Nu. Pe una am blocat, Mai mărim aici. Și dăm o clauză de aia. Să vindem și dăm jumătate din bani. Și n-a vrut să vină. Să fii sănătos. Scandinavex. Aoli, cât toate astea. Mă, finim și-o cam lung. A, trebuie să vorbesc cu ei. Nemulțumit. Da, las că vă împac eu. Social feed. Adi. Mă, dar par că l-aș lua pe celălalt. Dar eu vreau să văd jucătorii, nu se aduc. Uite, a venit fiind Bogason. Nu am probă. Frumos. Harun a venit și el. Adi a venit și el. Purovici a venit. Sare a venit și el. Sise a venit. Ok. Elkan Harun. Asta îmi place de el. Nu pot mă să dau atâția bani, frate, nici dacă mă cer, nici ce să împaște. Ia să vine, nu vine mă, pe banii ăștia, nici să-l bați. Dau 50%, dar vină mă, n-am vrut să vină. Adincă nu. Purovi, mai așteptăm să are ce era mijlocaș. Mai așteptam. Sisa. Mai vedem. Kozak. A venit și el. Mensah. Hai să-l duc pe Mensah. Cum mai arată? Rău arată. Nu o să-l luăm. Amana Traore. Hai să vedem. Bașa. Bravo că l-aș lua pe albanez. Frate, dar cum mă să-ți dau atâția bani, mă? Nu, prea mulți bani cerez, mă. Păbuliatul, nu. Trebuie fundaș, fără spărare. Brkici. Nu, nu pot să-ți dau atâția bani de astea și luăm pe buliat întâi. Prea mulți. Și ăsta e bun, mă. Algerianul, mă.
Cine dacă îl păcălim? 264 de mii. Îl luăm pe ăsta. Trebuie să facem rost de niște bani. Rost de niște bani. Accentul nu vrea nimeni, dă 940. Cățica și transfer, fără tu plavă. Tu nu ești bănuți. I'm excited. Yes, ce dau eu, dar toate nu mă complic. Hai să vedem. Suntem aici la Mical cu... Hai mei. Nu, chiar să văd ce fac. Prea ce mă interesează. Așa că o să dăm doar simulate. Că simulare... Nu, dăm simulare cu pic. Bugia. E bun ăsta, mă. Bun, 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 bun. Și Cozac, și Bașa, și Haruna. Dar de unde să facem rost de bani? Răspundare repede. Unde este mișcă? Nu era pe aici. Aici vine repede. Ok. McDermott în poartă. Și am luat frumul gol, ne bate echipa a doua, băi. Nu mai dau acum. De adevărul că și am greșit, am luat prea mulți în probe și majoritatea sunt în probe. 1, 2, 3, 4, 5. Va fi cam plictisitor episodul acesta. Cine a garat? Diego Solomao? Cu capul la de Solomao? Buliat? Nu. No. Sal de la sud. Shoot, Solomao, gol, bun. Face niște schimbări la pauză. Foarte ține moțe, cine dracu fișa? Pe și citesc lua în teren. Of, 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 tactics. Ok. Ți-am și 1, 2, 3, 4, 5, da. Dar Nistor la jumătate. Cheie de baza. Pesici pe stânga. Nu prea mai am. Hai să-l vezi pe Mustou. Adman. Cacica să-l știu, Grigore îl știu. Păi și unde este Montini, mă, Matia Montini, l-a băgat în teren. Grigore în locul lui Adi. Stai, n-am dacă să-l vezi pe Daniel Popa. Și nu mă încântă. Și nu mă uita la portarul de rezervă dacă este sârbăl. Nu e mâciu. Ce ce-a scos? Dacă nu-i văd pe ăștia, ce pretenție să am de joc în cupele europene? Da, și-a dat pe pagul, poate îl păstrăm.
Am uitat cum să duce cu pietul înainte. Ia uite-l. Și te știu ce și prinde. Nu știu de ce vrea Rednic să-l vândă. Da, că trebuie să fac. Am uite bani. Asta e, poate aduc doar doi jucători. Și asta e. Gianni Cigana, așa. Mamă, ce jucători am. Greu. Salomão do Gol, bravo, né? Should bungar pedra. Cred că va trebui să încheie episodul pentru că a trecut prea mult timp. Da. Ce mai bun, Diogo Solana. Deci cam atât. Acesta a fost primul episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Dino Bolic. Până data viitoare, la revedere. Bye bye.